Bună ziua, doamnelor și domnilor! Un nou filmuleț de aici, din sudul Angliei, Cezar Zamfir. Am început filmarea cu... să vedeți cum sunt eu înconjurat aici de mur negru peste tot. Nu o să vă vine să credeți, dar este extrem de mult mur negru și am făcut și miere anul acesta de mur negru și nu puțină la, mă rog, la nivelul la care vorbesc eu, da? Dar nu despre murele negre vreau să vă vorbesc astăzi. Așa cum v-am promis, vreau să vă arăt cum folosesc eu tratamentul cu acid formic din luna iulie spre august. Practic am finalizat astăzi. Câteva considerații generale. Toată lumea spune că tratamentul cu acid formic este un tratament foarte bun. Nici nimeni nu-l folosește. Deci, cu toate că majoritatea apicultorilor îl consideră un tratament bun, aproape nimeni nu-l folosește. Eu am fost extrem de interesat de lucrul ăsta pentru că, așa cum mă știți, tind să gândesc și să încerc să înțeleg niște procese și în felul ăsta să ajung la niște soluții sau la niște tehnici poate mai bune decât cele care au fost stabilite până acum. Sper să nu plouă, adică nu, sper să plouă de fapt, dar o să încerc să finalizez repede. Pe scurt, tratamentul cu acid formic are două mari probleme. 1. Temperatura și 2. Modul de administrare sau, să spunem așa, suportul cu care este administrat. Dacă la temperatură situația, din punctul meu de vedere, poate fi controlată relativ ușor, și o să vedeți la ce mă gândesc, la modul de administrare sau la modul de eliberare a acidului formic, acolo sunt situații ceva mai dificile. Dar haideți să vă arăt repede cum fac eu și în timpul ăsta încerc să și spun câteva cuvinte. O să vă arăt așa repede, pentru că este foarte târziu. După cum vedeți, acest tub este pe 3 corpuri mer la această oră, 15 august. Sper să nu mă trezesc cu albinele, că e seara, e târziu, stă să plouă. E cum e mai rău, dar nu pot să nu vă arăt, nu? Ia uitați, hai să fac un detaliu. 3 ulucele, vedeți că sunt pline, da? 3 ulucele cu acid formic. Gata, țepoaselor, gata. E ok, hai. Liniștiți-vă. Ok, deci, 3 ulucele cu acid formic, acid formic în concentrație de 65%. Până aici nimic deosebit și spectaculos. De ce ulucele? Pentru că, cum vă spuneam, m-am tot gândit cum putem noi sau cum pot eu în speță să controlez cât acid formic se eliberează într-o unitate de timp. Să spunem 24 de ore. Mulți dintre apicultori, inclusiv unul dintre mentorii mei, adică mentorul meu pe utilizarea acidului formic, domnul Ionel Niștor, folosește niște paduri. Până la urmă folosește un material textil pe care îl îmbibă și îl introduce în stup. Care este principalul inconvenient aici? Materialul textil absoarbe soluția de acid formic și are o suprafață și atunci când îl pui în stup, la temperatura de, să zicem, 30 de grade acolo în stup, suprafața fiind foarte mare și materialul textil având această capacitate de a disipa lichidul, emisia de acid formic este foarte mare și, să spunem, foarte intensă pe perioada, pe unitatea de timp. De aia se face barbă la ordiniș,
De-aia uneori ne trezim cu mărci ucise, că se pare că, vai de mine, dar începe ploaia. E excepțional! Iată ce frumos, ce bucurie, ce bucurie mi-ați făcut. O să încerc să intru repede, dau un pic de pauză. Bun, haideți să încerc să continui, că acum dacă și plouă, după cum vă spuneam, la noi a fost o secetă cumplită. Să terminăm cu acidul formic repede ca să nu vă țin aiurea. Deci, folosirea unui material textil, oricare material textil îmbibat cu acid formic, chiar cu soluții sub 65%, au această problemă a eliberării într-un timp scurt a unei cantități mari de vapor de formic. De aceea, în Statele Unite s-au creat niște tratamente cu Formic, Formic Pro și Max, Might Away Quick Strips, care practic au acidul formic înglobat în niște în gel. Exact cum facem noi acidul oxalic cu glicerină, să spunem ceva asemănător, acidul formic a fost înglobat într-un gel care împiedică eliberarea imediată în cantități mari într-un timp scurt. Deci, în primul rând, aceasta este o mare problemă. Orice material textil este, din punctul meu de vedere, o eroare îmbibat cu acid formic, pentru că îl va elibera în proporție masivă în primele ore. Familia simte lucrul ăsta, devine agitată, începe să ventileze, ventilând crește temperatura și practic este un cerc vicios. Ele încearcă să scape de concentrația aia periculoasă de acid formic la un moment dat, ventilează intens, fac căldură, crește temperatura, se eliberează și mai mult acid formic și se ajunge la mărci, poate mărci ucise de familia de albine, pentru că Randy Oliver a făcut un experiment și a pus matca exact sub pad-ul de acid formic, exact de desubt, într-o cușcă. Și n-a murit. Deci a fost expusă la vapori foarte, foarte intens și n-a murit. Se pare că, de fapt, albinele nu mai recunosc matca datorită vaporilor de formic, nu mai recunosc matca ca fiind matcă. Nu mai recunosc feromonul mărcii, nu mai recunosc secreția mandibulară și atunci o omoară ele, practic. Bun, deci, suportul. Nu cred că e bine să folosim un suport textil, indiferent de care. 2. Temperatura. Dacă știm bine și, mă rog, toată lumea a observat lucrul ăsta, că albinele tind să țină în interiorul cutiei, în interiorul stupului, tind să țină o temperatură relativ constantă, sau, mă rog, o temperatură așa cum au ele nevoie în diferitele stadii de evoluție de peste an. Primăvara, vara, toamna, știți foarte bine, iarna. Deci, o colonie bună, într-o configurație bună, adică nu 5.000 de albine în 7 corpuri sau 50.000 de albine în 2 corpuri. Deci, dacă există o colonie bună într-un stup bine configurat, în general, temperatura nu va depăși 32-35 de grade, dar 35 de grade e mai mult în zona puietului, nu prea în exteriorul zonei de puiet, nu este chiar și sub 30. Deci, și afară, și chiar dacă afară sunt 43, ele vor face în așa fel încât în interiorul stupului să nu fie mai mult de 35, să spunem, de grade. Deci nu mai aș face probleme în legătură cu temperatura exterioară, așa cum a precizat Randy Oliver. Foarte bine, deci vom și demonstra lucrul ăsta, pentru că, ați văzut stupii mei, de exemplu, sunt foarte bine izolați în capac. Eu v-am mai spus că am această... Și o să susțin lucrul ăsta până când o să înțelegeți cât mai mulți, că cea mai mare problemă este izolația din capac. Capacul trebuie să fie cea mai bună
departe cea mai bună izolație din toată configurația stupului. Așa cum în natură, într-o scorbură, deasupra ele au metri de lemn de izolație și doar pe exterior scorbura se subțiază. Dar deasupra niciodată, albinele de zeci de mii de ani, poate milioane de ani, nu s-au întâlnit cu stupi în care capacul e rece, în care partea de sus e rece. Niciodată în evoluția lor, noi le ținem în halul ăsta. Deci sus, izolația trebuie să fie întotdeauna cea mai bună. Dar să revin la formic. Bun, deci, cu temperatura, cred eu că am lămurit, un stup bine izolat în capac, va, și o familie bună, într-un stup bine configurat, va fi întotdeauna în aceste cartament, să spunem, între 25 și 35 de grade, da? Deci cu temperatura nu mi-aș face mari probleme, și asta am demonstrat-o eu însumi în stupina mea, cu modul de eliberare. Și atunci, printr-o întâmplare fericită, am cumpărat, parcă de la Viitor Sănătos, am cumpărat acum un an sau cu 2 ani niște acid formic și a avut o promoție cu 100 de ulucele din acelea de plastic, vi le-am arătat la stup, gratis. Le-am luat pentru că așa au venit în pachet, ca bonus, și am început anul trecut să fac mici experimente, să spunem așa, adică am pus un ulucel, 2 ulucele, 3 ulucele, 4 ulucele, împlute cu jumătate, 3 sferturi pline, refill făcut la o zi, la 2 zile, la 3 zile. Concluzia pe scurt, ca să nu vă țin foarte mult, este că aplicarea formicului la 65% încă o dată, da? Deci nu la 85%, în ulucele este o formulă care mie mi se pare bună. O să vă spun și temeiul științific, nu? Că așa cu, știți cum e. Cei mai mulți dintre noi când vorbim de albine, ne spunem din experiența mea și părerea mea este că, nu, adun și un temei, în afară de experiența ta, care poate să fie bună, dar trebuie să existe în spate și un adevăr științific. Ce se întâmplă cu acel ulucel în interiorul familiei de albine? Deci, trebuie umplut, bineînțeles, pentru că n-are nicio relevanță dacă e plin 3 sferturi, jumătate sau un sfert, pentru că suprafața de evaporare este identică. De fapt, ce m-a interesat pe mine? Care este relația între suprafața de evaporare, temperatura din stup și numărul de ulucele, adică multiplu de suprafață? Cu alte cuvinte, dacă pun, de exemplu, un ulucel cu formic, el, să spunem, între 25 și 35 de grade, probabil și 40 de grade, el, indiferent ce vor face albinele, el nu poate să elibereze, să vaporizeze mai mult decât este suprafața luciului, să spunem, de soluție de acid formic. Înțelegeți ce vreau să spun? Deci, indiferent cât de mult ar ventila albinele, bine, nu chiar indiferent, dar plus minus, spre deosebire de șervețele sau de altceva care au o suprafață imensă și care acea suprafață mare a șervețelului sau a padului sau a orice material textil, în momentul când este și ventilat, emisia de vapor de acid formic este imensă. Pe când ulucelul are deschiderea fixă, suprafața, de când e plin până se golește, este aceeași suprafață de evaporare, nu se modifică suprafața de evaporare, iar albinele, inclusiv dacă vor să ventileze, lichidul fiind în interiorul ulucelului, deci el nu poate fi întins, nu? El eliberează pur și simplu, încet, încet, în mod natural aproape, tot conținutul, la mine, de exemplu, după, să spunem, la 3 zile e gol. Să zicem 2 zile jumate. Deci eu dacă pun astăzi, le umplu. Astăzi și mâine știu sigur că am. Poi mâine trebuie să le reumplu. E adevărat că cel din centru este un pic mai gol. Cele de pe margine mai au ceva. Dar în general, tot a treia zi, ele trebuie umplute. La o colonie, cum ați văzut la mine, 3-4 corpuri mer. Dar chiar și la două corpuri meri, anul trecut am făcut și pe două corpuri meri bine populate, cam trei ulucele pline
Nu ai barbă la urdiniș, nu mi-a fost ucisă nicio matcă, deci n-am avut nicio matcă ucisă. Nu am văzut, să zicem, efecte perverse sau efecte nocive. E adevărat că în timpul tratamentului, 14 zile fac eu, să zicem, ouatul sau, cred că ouatul este la fel, dar multe din ouă nu sunt luate în lucru, să spunem, da? Deci scade populația, nu scade populația, scade, găsești după 2-3 săptămâni de tratament cu formic, găsești puțin puiet nou, ouă și larve. Dar asta ce face? Creează o pauză sau creează o pauză de puiet căpăcit, dacă vă amintiți. Că toată lumea vorbește că întotdeauna un tratament este eficient doar în momentul în care există și o pauză din puiet. Dar după ce ați terminat cu formicul, în 10 zile aveți tupul de sus până jos plin de ouă și larve. Deci, practic, e un fel de restartare după tratament și puietul arată perfect, compact. Deci, concluzie, acid formic, dacă vă interesează să-l folosiți, chiar și la temperaturi mari, eu l-am avut și la 37 de grade, zile trecute noi am avut chiar și 37 de grade, cred că într-o zi, la umbră, eu exact în ziua aia am reumplut, acum am reumplut ulucelele, nicio problemă, nicio barbă nu face, e adevărat că auzi colonia cum ventilează, să crește zgomotul un pic, dar după un timp, jumătate de oră, o oră, așa ajunge la normal, ele se, în ghilimele, obișnuiesc așa cu cantitatea de acid formic, de vapor și își văd de treabă în continuare. Iar pentru Costin 2003, în legătură cu puietul văros, Există opinii ale unor apicultori serioși, mari, care spun că tratamentul cu formic are și colateral efect pozitiv asupra sporilor de puiet văros. Unii chiar vorbesc și de loca europeană, nu de cea americană, dar de cea europeană, unii chiar vorbesc că ar avea un efect colateral pozitiv, inclusiv puietul văros și loca europeană. Atât astăzi, îmi pare rău că filmarea a fost atât de scurtă, dar ați văzut ce a venit și o mică aversă de ploaie între timp. Nu vă feriți să folosiți acidul formic. Acidul formic în timpul culesului, în timpul sezonului, la mine practic e perioada între mur și iederă. Deci eu aștept iederă acum, de-aia am încheiat cu acidul formic, mă pregătesc pentru iederă. Și după iederă încep tratamentul cu oxalic. Încercați să faceți niște, să spunem, probe și dumneavoastră. Nu faceți pe sute de stupi. Faceți la timpul potrivit. Aici mă refer în luna august în România, zic eu. Cred că. Folosiți ulucelele. Puteți să reascultați sau să îl mai întrebați pe domnul Grama, care folosește și dânsul aceeași tehnică, să spunem. Mie îmi dă rezultate extraordinar de bune și nu ar trebui să ratați acest tip de tratament în această perioadă. Atât despre acidul formicazi. Vă salut, vă doresc în început de toamnă, cum vă spuneam și altă dată, cât mai bun. La revedere!